care au ortodox a mecanicii cuantice, decât se baza pe o ipoteză privitor la un efect numit zero, pentru care nu fusese conceput încă un experiment. Ce spune experimentul pe efectul zero? Dacă eu observ un sistem cuantic des, și reau observarea asupra lui foarte, din ce în ce, cu timpul din ce în ce mai scurt, voi reuși să suprim tranzițiile în acel sistem. Ca urmare, intervenția prin simpla observare a sistemului modifică cursul istoricului. Pentru că alea și depinde de alegerea mea să fac chestia asta. E, toată teoria lui se așează și pe acest efect zero, arătând că scurtez foarte mult. Pe asta ar trebui să vorbesc 2 ore ca să înțelegem. Nu se poate. În orice caz, situația este următoarea. Întâi eu aleg care din instalațiile experimentale aș putea să le folosesc, după care decid să o folosesc. Sunt 2 procese care sunt pur mentale. Am folosit-o, am operat. De aici pot să descriu ce se va întâmpla cu instrumentele mecanicii cuantice. De aici sunt în realitatea fizică. Până aici am fost într-o realitate mentală pe care nimic din fizică nu o poate vedea. Se numesc procesul 0, procesul 1, procesul 2. Deci, realitatea fizică e a proceselor 2. Restul e o realitate mentală, care are, iată, contact cu realitatea fizică, dar care are un caracter puternic, îi spunem, intențional. Este intențional. Ori, când am rostit cuvântul intențional, deja iar n-am dus spre fenomenologic. Și, de fapt, cum controlăm? Asta, măsurarea, înseamnă acum o întrebare. Noi controlăm, aici e spectaculos, nu controlăm dictând instrucțiuni, așa cum ne așteptăm din modelul calculatoristic, ci controlăm, avem cheia de a acționa asupra notării prin întrebare. E, sticla aia de Gambrinus mi-a revenit brusc în minte, pentru că asta, asta eu am descoperit-o la 20 de ani, după ce Florin a spus, dacă știi cum să întrebi eu sticla asta, mai face, aș acționa. Iată că intuiția aia de o clipă, e de data asta fundamentată, impecabil de către, este cea mai în acord cu interpretarea ortodoxă mecanicii cuantice, teoria de psihologie cuantică s-a făcut de stat. Deci, eu dacă cunosc, sunt cu autor al Universului. Încep să mă apropii de viziunea aia că viitorul se construiește. Sunt participant. Prin tot ceea ce fac, sunt participant la construcția viitorului lumii. Înainte, intuițiile inițiale se dovedesc a fi. E, acum vin alți 2 moști, ca să le spun. Cel din dreapta, John Conway, este și inventatorul automatului celular Game of Life. Deci ne-a dat de lucru și în tinerețe o grămadă. Colegului, eu fizician, împreună au făcut următorul lucru. Au luat 3 situații experimentale de netăgăduit din fizică, din fizica asta limită, da? Una din Einstein, că scurteze nou.
că informația nu se propagă, nu se poate propaga decât cu viteză finită. Și a zis, asta e axioma fi. Mai are o formulare, nu contează aici. A doua, s-a referit la foton. De fapt, la toate particulele cu spin întreg, dar nu intru în amănunte. Fotonii sunt de... și cu ei se experimentează cel mai ușor. Și e un experiment în fizică în care eu măsor pătratul spinului, nu spinul în sine. Și el e surprinzător, că totdeauna dă un tip de rezultat. 2 de 1 și un 0. Intuitiv ar trebui să varieze dacă eu aleg să îmi pun reperul de axe pe care măsor încolo, 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 da? De cum aleg orientarea asta a axelor. Și ar trebui să-mi dea niște proiecții pe unele axe. Nu, el oricum aș lua eu, întotdeauna 3 de 1 și 0. Nu există variații aici cu rotit. Asta duce la situații paradoxale. E și se demonstrează și de către ei și de către ceva predecesori, că e ca și cum s-ar decide fotonul abia în ultima clipă, după ce ai ales și ai decis tot ca să-ți arate 2 de 1 și un 0 al lui. Adică, nu depinde chestia asta de nimic anterior, de nicio cauză anterioară, da? De nicio cauză anterioară din Univers. Păi, ce nu depinde de nimic anterior din Univers? Voința. Dacă eu am liberat, nu? Da? Fac ceva care nu-i funcție de trecut în totalitate. O decid atunci. E teorema și a treia e legată tot de Einstein cu separarea, nu contează că nu o demonstrăm. Contează să simțim ce spune. Teorema asta spune că dacă eu am liber arbitru, da? Atunci și măcar fotonii, dacă nu toate chestiile de tipul fotonilor, au și ele un minim de liber arbitru. Adică este loc ca o voință să intervină întins și plenar. Asta este o teoremă matematică, scuzați-mă. Deci, pot să spun... A, nu, am dat invers. Da. Așa. Deci pot să afirm... Este anume scrisă? A, da. Mi-aduce aminte de altceva, Florin, dacă ți minte. Cred că o să o închei în 5 minute. Poate mai facem altă întâlnire pentru continuare, pentru că sunt la... nici la jumătate. Săptămâna viitoare ce n-avem. Așa. Te rog da. Deci iată că întreprinde capătă valențe mult mai mari. Bineînțeles că să fie să aibă semnătate întreprinderea mea în lumea asta la care particip în construcție, trebuie să nu intre în contradicție cu alte întreprinderi. Adică noi ne anihilăm întreprinderi între noi. Pentru că ce vreau să spun până la coadă? Este extraordinar de important țelul. Țelul întreprinderii. Dacă nu există un țel al întreprinderii universal acceptat de către cei care o vor pune umărul la înfăptuirea ei, atunci se anihilează lucrurile și nu facem saltul ăla către omenire, adică om-omenire. Mulțumesc! Continui ca altă dată, eventual.
coerența și densitatea este foarte mare. Există o marjă de timp în care concentrarea poate să fie acceptabilă, după care ea începe să se piardă și păcat, pentru că sunt lucruri care chiar marchează ceea ce Drăgănescu spunea, nașterea unei ortotehnologii. Deci mintea umană poate să nască materie prin principiul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, până acum tehnologia ce a făcut? A transformat materie într-o formă altă. A găsit-o pe scoarța asta, am extras fier, carbon, știu eu ce a făcut și au combinații, dar n-am născut materie. Acum, prin acest principiu de control informațional la unei informații ontologice, nu la informații generale, noi putem să începem să ne gândim la ortotroane. Deci un geniu unui român de-al nostru, zic eu, Drăgănescu, a generat conceptul de ortotron. Aparat care reușește să interfațeze, dacă vreți, așa, basmele noastre, bagheta fermecată, ucica fermecată, deci o informație care generează produsul respectiv. Vă dați seama cum arăta schimbarea generală dacă n-aș mai folosi toată transformarea tehnologică și o simplă idee s-ar materializa. Păi dacă am fi în nivel de conștiință actual, vă dați seama că toți mai materializat, s-a scufundat Pământul, ar veni ca o răneagă de Lamborghini care și-a dorit fiecare materializându-l. Deci trebuie să facem întâi un salt de conștiință ca să putem intra în folosirea acestor tehnologii și vom fi obligați să o facem. Vom fi obligați să o facem. Așa că suntem în fața unui set de descoperiri care schimbă, fără să dăm seama, rolul omului, valoarea, intenționalitatea capătă control și pe măsură ce controlul este înorientat așa cum trebuie și nu către orice formă de miză, deci nu orice miza noastră este transformabilă în sensul ăsta, probabil că vom avea două drumuri. Unul care merge spre limita sistemului pe care îl avem energetic către o gândire actuală, care este finită și respectiv limitată, și o deschidere către o lume care doar să respect și nu încerca să o tatoneze. Ce să spun? Eu v-aș sugera, pe măsură ce de săptămâna viitoare, cum vom pune săptămâna viitoare pe internet prezentarea respectivă de până acum. Dacă Andy ar avea săptămâna viitoare continuare, eu mi-aș dori să mergem în continuare, pentru că eu știu ce urmează și, din păcate, s-a creat doar contextul în care începe să se aducă, să se adune ca un fel de înrâluire de asta către Delta, unde trebuie să nască ceva, dar facem continuare. Și vă sugerez... Bun, revenem la chestii mai lumești. Știu pe tu, mă trebuie a zis, dar e păcat să nu se metabolizeze etapa asta ca să fie eventual băgată la pachet. Și mai e o problemă interesantă. Pentru cei care chiar au fost cârniți de etapa asta, faptul că vor veni și data viitoare, va fi și o cheză și chiar interesează. Că altfel poate fi interesant, este o chestie mondelă, e o chestie mai ciudat spusă, dar atunci, nu, eu găsesc că e chiar o bază, cum ar trebui să ne gândim. Pentru că nu uitați că noi am avut invitat, am dat pe John Castie, care este unul dintre oamenii de la Santa Fe, care are 40 de cărți publicate, pe care una complexification, în care aplică teoria catastrofelor, foarte interesantă, structurarea tipurilor de structuri politice pe care le avem și rezultatele, dacă politicienii nu își cunoaște măcar un pic, poate mai avea o altă formă de abordare, mult mai apropiată de conducerea pe o suprafață de catastrofă a populației pentru niște zone de stabilitate. Deci, cu alte cuvinte, am avea șansa să derivăm noi asemenea observații și să propunem. De ce România să nu propună la un moment dat? Asta este destul de necăjit, că nu reușim. Am fost la ONU și mi-a părut rău că toate dimensiunile sunt mai puțin științifice. Și UNESCO, de exemplu, ca parte din ONU, are dimensiunea științifică corporată. Scrie S acolo de la UNESCO. Nu există baza necesară. Deci acolo mai mult s-au dus oamenii de la drept, din partea juridică, care e general umanistă. Și n-are instrumente. Dacă avea instrumente, îi doresc mulți oameni de bună calitate, vor să facă bine, dar n-am înțeles că pădurirea nu se face așa. Natura n-a pe capopice, cum facem noi acum pădurire, le punem capopicele într-o formă. Natura a evitat monotonia. A evitat să fie ceva monoton, regulat. În plata de tot, mergeți, uitați-vă, toate pădurile platate sunt din 3 metri, regulat pus. Unde a dus o pădure să crească la tonaj? Și noi demonstrăm ce rău ne face o pădure plantată așa. Că introducem niște factori de vibrație care reglează profunzimea acestor discuții. Ce avem de vedere este instrumente. Toate instrumentele astea există. Mai gândesc să avem conștiința că ele pot fi parte componente dintr-o transformare. Așa că, deocamdată, în prima etapă,
Îi mulțumesc lui Ian din mod absolut deosebit, deci e un dezastru plecat. Așa. El face un efort acum, a făcut un efort foarte mare pentru că e, cum să spun, a avut o problemă la un moment dat și o problemă cardiacă, deci faptul că a făcut efortul respectiv, îi mulțumesc din suflet. Deci n-aș fi vrut să prelungesc mai mult chestia asta și data viitoare va continua, vă promit. Și vă spuneam și asta mi-am dorit, să urmăriți încă o dată înregistrarea când va fi pusă pe perioada respectivă, să vedeți ce înseamnă a doua iterație, când anumite lucruri se reașează într-o altă formă, când cuvinte capătă și semnificație. Și după aceea să vedeți cum s-a translat asta într-un domeniu de marketing, de management, de sociologie, de socioeconomie. Să vedeți cât de importantă este statusul de conștiință pe care se aduce partea asta de fizică profundă, dar nu, cum să spun, scufundată într-o atitudine în asta de, cum să spun, există un termen în domeniul ăsta de control al minții, în principiu, trase de autoritate, prin a face multe formule și a arăta cât de ermetic, că nu mai știu să fac chestia asta. Nu. Când ai înțeles problema respectivă, o poți aduce într-un nivel ca întreaga populație să facă un salt și saltul ăsta cred că are pe direcția respectivă. Deci am înțeles ce înseamnă și o generalizare a cuvântului întreprindere. Așa că, Andy, cu atât, mulțumesc mult de tot. Și eu îți mulțumesc. Și eu zic că putem trece la partea, dacă pe perioada asta sau pentru etapa asta aveți niște întrebări, vă rog frumos, e momentul de a putea, eventual încă, știu ce, vreo 20 de minute, de a putea să zicem, aprofundau anumite fațete pe care profesorul Andru le-a prezentat. Da. 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 Eu am o întrebare. Am mai multe, dar una care m-a frapat acum la sfârșit. Spuneți, cunosc, sunt coautor al Universului, fixându-mi așteptările și punându-i întrebări.